Ionel Brocan este unul din fiii satului Ruci, care la vârsta de 48 de ani face ceea ce știe de pe vremea când era copilul bunicilor, cultiva legume. Asta pentru că legumicultura încă îi mai aduce bani la bugetul familiei. Fiind cel mai iubit nepot, a primit moștenire casa de la Ruci și omul s-a gândit că e locul minunat care îi poate aduce și un bun profit. Așa că, pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, omul cultivă de toate și ca element de noutate a adus floarea, trandafiri și narcisele fiind preferatele sezonului. Bun găsit, stima, stale, spectatori, suntem în satul Rugi, un sat care aparține comunei turcinești și stăm de vorbă cu domnul Ionel. Este un domn tare drag nou pentru că, iată, pe un spațiu destul de restrâns a reușit să facă multe lucruri. Dar mai bine să vă las pe dumneavoastră să vă prezentați. Da, mă numesc Brocan Ionel, sunt în Rugi de 24 de ani, mă trag dintr-un neam de grădinar de la Iezureni, am venit în Rugi, și în 2000 am început, am avut prima cultură protejată. Iar din 2000 până acum am dezvoltat această. Pasiune? Da, pasiune, afacere de familie, da. Sunteți aici pentru că bunicii v-au iubit foarte tare, v-au făcut acte pe casă și de asta, iată, ați venit aici, într-un sat de Deal, unde predominant este și cultura de viță de vie, dar și fructifer. Da, da, da. Dar. Știind puține lucruri despre pom, despre viță de vie, am mers pe legume. Văd că aveți deja foarte multe solari. Spuneți-ne ce aveți în ele, cum reușiți să le faceți față, având în vedere că aveți, uh, așa, o mică problemă. Aici e greu cu apa. Da, dar să gândesc că poate în viitor apropiat, acum, dacă s-a introdus apa, sper să o să am necesarul de apă și că o să meargă. Ce aveți în solarii? În primul solar am o cultură de ceapă și usturoi, cel de al doilea solar am ceapă care este pe sfârșit, în solarul 3 am salată, iar în acest solar care se vede aici am trandafiri, care este și uh, regina lor. Sunt 100 de fire de trandafir, au peste 10 ani de când sunt plantați. Sunt foarte mulțumit de această cultură. V-am găsit stropea strandafiri și am sesizat că aveți și buruieni. E bine să păstrezi și o buruiană lângă trandafir, nu se sapă, că majoritatea asta facem. Doamnă buruiana, buruiana are un rol foarte important într-o cultură. Ce nu asimilează acel trandafir, excesul de substanțe din sol, le absorb aceste buruieni. Cum nu trebuie să lași buruienile tot anul, da, o săptămână, două, trei, ei indica să rămână aceste buri, dar că absorb uh, surplusul de substanțe din sol. Câți butași de trandafir aveți și spuneți-ne ce profit aduc uh, ei, pentru că este o plantă care, uh, eu știu, de pe un butaș e 20-30 de flori, zic da, eu. Uh, sunt 100 de fire de trandafir, o tufă de trandafir să fie rentabilă trebuie să producă între 30 și 40 de fire pe an. Sunt trei culesuri. Primul cules începe la începutul mai, vine al doilea cules iulie, iu, în jumatea lui iulie, iar ultimul cules ajunge undeva în octombrie-noiembrie. Să nu că este uh, acoperit și brumele nu atacă așa de puternic uh, florile de trandafir. Mergeți pe o specie anume? Am două soiuri. Trandafirii am cumpărat de la Arad, de la o pepineră, de la un domn care așa ceva a făcut nu am fost acolo, i-am văzut, i-am cumpărat. Ce culori? Am un grenaș și un roșu. Și urmează să, o să... vreau să mai cumpăr la anul încă trei culori. Alb, portocaliu și galben. Tandafirii care am au o creștere înaltă, sunt, nu sunt pitici. Și sunt mulțumit de, de această cultură. Ne spuneți așa, ne faceți un calcul estimativ cam cât produce o tufă ca să ne facem idee cât de rentabilă da, e afacerea. O tufă, o tufă de am zis, sunt 30 și 40 de fire, la 100 de fire sunt 3000 de flori. 3000 de flori, dacă s o cotim la un leu firul, sunt 3000 de lei. 3000 de lei ar fi 30 de milioane bani vechi, împărțit pe 75 de metri pătrați, dar nu o să fie firul de trandafir cu un leu. Da, da e da. de 3-5. Da, 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 în funcție de sezon, se folosește dacă e o sărbătoare religioasă, pot, sau o nuntă, sau ceva. Deci. Credeți-mă că am cumpărat și cu 10 lei firul. Se poate. Am trandafirii care am au boboc mare. Mult am încercat să butășesc trandafiri. Nu. Se, pentru grădină, pentru curte, merge. Dacă să îl vinzi ca floare tăiată, nu are boboc. Rămâne un boboc mic, nu are boboc mare și scade prețul. La, la de vânzare. Am văzut că nu numai trandafiri aveți, am văzut că exploatați fiecare, nu zic metru de pământ, zic centimetru de pământ, aveți bujuri, aveți narcise, aveți uh, tot felul de uh, soiuri de flori și nu numai atât, dar și plante uh, aromatice. Da, tarhon pătrunjel, țări, nămărar, da. Astea unde pe lângă solar, pe marginea solarului, loc cu acela care să nu rămână degeaba, se pune pe marginea solarului, pe la interior se pune țelină, se pune pătrunjel, se pune mărar, deci culturi care merg și o să sunt căutate pe piață. Bănuiesc că dumneavoastră nu vedeți cum ar fi viața dumneavoastră altfel decât lângă aceste solarii, dar exploatați fiecare sezon și acum ați venit pe piață cu ceapă, cu lăptucă, cu salată. Da, salată, usturoi, verdeață și narcise. Au adus ele un profit bun, adică munca dumneavoastră care, trebuie să spunem că aici munca începe de cu iarna, da, le da, sădiți da, 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 chiar iarna. Da, da. Ceapa a fost plantată undeva în sfârșitul lui noiembrie, decembrie și usturoiul. Și e de muncă, e. Iarna când dă zăpadă trebuie să... Anul ăsta n-am prea avut multă zăpadă. Trebuie dată zăpada jos de pe solarii, trebuie intervenit, trebuie și astrap ceapa stropită, pentru că sunt destui dăunători, de destule boli care au evoluat în timp și ai pierdere de producție dacă nu... Au fost puține zile cu temperaturi foarte joase, dar se știe că în acele zile a fost foarte frig. A trebuit să faceți și focul în solarii? Nu, nu a trebuit pentru că ceam culturile care le-am nu suportă salata crește de la 2 grade și n-am avut temperaturi de 2 grade în solar văzut că aveți și plantații de pom fructiferi și îi îngrijiți frumos și arată bine acum în prag de primăvară. Reușiți totuși să faceți față la toată munca de aici? Da, 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 da. Când mai am pe un cineva cu care colaborez, care mă ajută la muncă, nevastă mea din 365 de zile, peste 200 de zile stă la piață în Valea Julia. Acolo are masă închiriată, acolo vinde toată producția, nu un Târgu Jiu. De ce? Pe florile nu prea merg bine în Târgu Jiu. Și e concurență mare în Târgu Jiu, pe când în Valea Jiului nu au terenuri și altceva, e mai bine acolo. Și e și-a făcut clientelă, are, e cunoscută în piață, duce marfă bună, de asta. Dar nu e greu cu una asta? Adică nu costă și drumul? Sau se justifică în profit? Cheltuieli sunt, dar gândind cheltuielile și profitul, dacă -ar, nu ar fi profit, nu -ar, ar merge acolo. Îmi spuneați puțin mai devreme, înainte de a începe acest interviu, că fata dumneavoastră a venit de curând de la muncă din Spania. A fost la cules de căpșuni. Mulți români merg și foarte bine că fac și acest lucru. Dacă în țară, la ei, nu, nu găsesc posibilitatea de a-și rotunji veniturile. Dar cu ce idee a venit de acolo? Adică vă pasionează și această plantă? Veți cultiva și căpșuni acum că se știe de, cum se fac? De când a venit din Spania, ar vrea să planteze câteva tufe, de câteva rânduri într -un, la teren în jos, vă arăt unde, cu căpșuni care au producție tot anul. Și acolo e de muncă. În primul trebuie să găsești stolonii, să știi ce să le faci la acest stolon. Trebuie pusă folie ca să nu ia contact cu solul. Sunt merci care mănâncă asta. Plus de asta, dacă nu ai folie, trebuie să pui paie, pentru că dacă două ploaie se murdăresc de pământ și poți să le consumi. Că le-ai spărat, tot rămâne în... E de muncă, Da. Măcar știe tehnologia acum. Am învățat, a văzut cultura, cum se face lucrând acolo, chiar dacă nu prin tot ciclul de producție, da. Ce puțin ai idee în, în mare despre ce este vorba și îți formezi o idee și acum sunt, există internet, există tehnologie, poți să găsești informația, bune nu știm mai afli, te documentezi. Nu va tenta niciodată să faci ceva și pe proiect? Știi cum e cu proiectul ăsta? primești promisiuni, da, facem, vine, zice, păi nu te încadrezi în suprafață, e prea mică suprafața, sume mici de bani și mai bine... Faci... Deci sunteți descurajat. Da, 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 da. Nu ai ajutor, nu, nu știu ce să zic. Mulți gândesc că dacă ai nu știu câte hectare de teren, te faci treaba, Ei, nu poți să faci treabă, pentru că vă arăt, în vale o să vă arăt și facem un calcul la metri pătrați, să vă arăt câtă producție este de pe câțiva metri pătrați acolo cât sunt. Și nu, nu e adevărat. Nu. Ce spune ei că, o, oh, domnule, să ai nu știu câte hectare ca să faci treabă. Nu? Deci poți și de pe un metru pătrat să scoți un ban. Doamnă, uitați acele, nu vedeți, nu se vede în cadru, tufele de bujori. Deci, cât o o pună, o ocupe și va în vale alte culturi și o să vedeți. Și bujori și ce am acolo, și crini, să mi-a spus că faceți de, de mic copil treaba asta da, cu legumicultura. mi-au fost de, de grădinari, de bunicii de la Iezurin. Nu și... vă mai întreb dacă aveți noțiuni, că se vede treaba că aveți, dar totuși aveți probleme și aici. Sunt bolile, sunt dăunătorii. Cum le faceți față? Păi simplu. Te documentez, am avut probleme cu roșile. Am luat într-o roșie, am găsit un vierme, viermele fructelor, am luat acele două roșii, am luat frunzele, m-am dus în oraș, la un centru fitosanitare, le-am arătat roșile, le-am arătat frunzele, au luat cataloagele, am pus poza lângă frunză. Și ai primit substanța? A primit substanța, da. Acum depinde de om. O substanță poate să fie mai scumpă sau mai ieftină. Dacă vrei să ai, să fii sigur, una e să dai 3 lei pe un plic, și alta e să dai 30 de lei pe un plic. Deci să înțeleg că dumneavoastră nu aplicați ceva toxic la plantele dumneavoastră decât atunci când necesită. Adică dacă este un dăunător care nu se poate stârpi să folosesc termenul din Problema agricultura. Solarii este următoarea. Sunt fluturi care depun, fac cuiburi pe la solarului. E, acolo trebuie intervenit înainte de a planta, cu substanțe să dau o substanță puternică care să omoare aceste larve și atunci nu mai ai problemele cu dăunătorul respectiv, pentru că el nu are de unde să mai plece din solar acolo și el se adaptează la ce este acolo, consumă ce găsește. Or, în schimb dacă stârpește aceste larve de la început, nu o să mai ai probleme. Am văzut că și trandafirii, era supărat când am venit că au făcut un pic da, de fac, fac păduc, păduche dar, sau da, ce a făcut da, da, verde. Da, păduc verde. Da, și acum se intervine cu un insecticid care este 20 de lei fiola de 100 de mililitri și e foarte bun. Alte probleme ați avut uh, la, la, culturile dumneavoastră? Da, vorbesc de acele probleme care să vă pericliteze întreaga cultură? nu a fost toată cultura, dar problema a fost cu apa. La roșii, spre exemplu, dacă când e în producție, când este în dezvoltare, când se formează fructul, dacă nu are apă, se întâmplă un fenomen. Negrește jos aici, unde are e, la floare, la, 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 la fruct, partea de jos. Asta e putregaiul cenușiu. Se formează din două aspecte. Lipsa de apă din sol sau uh, lipsa de calciu. Calciu poți să-ți administrezi în sol. Gunoiul de graj, de iară, conține calciu. Dar, în schimb, din lipsa apei, se formează acest putregai. Și ai pierdere de producție. Apropo, ca îngrășământ, îngrășăminte asta folosiți? Ca îngrășământ folosesc gunoi de grajd. Da, cum gospodăria proprie sau cumpărați? Mai cumpăr, sunt ai de unde să-l și e mai ieftin decât uh, un sac de azotat sau de un îngrășământ complex. Un sac Care, de oricum noi cumpărătorii nu la grem la piață. Un îngrășământ complex ajunge undeva la 150 de lei, azotatul e 80 de lei. Dar gândindu vă că mănânc și eu din aceste produse, de aceste fructe, legume? Și eu pot să și am și familia toți. Apropo, deci, faceți și conserve? Conserve pentru păi casă bulion, sacuz, că Compoturi. Da, da, da. Nu pentru vânzare. Și în ultima vreme... La roșii e foarte multă muncă și am renunțat, încerc să renunț la culturile de roșii și să pun mai multe flori. Sunt și mai căutate, nu e atâta muncă, nu sunt așa sensibile la boli. Profitul e mai mare, E concurența care vine, Dolju care concurează și a, a fost asta vară, roșiile care au fost la 40-80 de bani kilogramul. Deci nu a justifica munca. Nu, nu. Pe dacă dai pe un bax de roșii 20 de lei, luat de la Drăgoieni, nu-ți convine. Cu toate că nu știe că acolo e numai chimicale băgat. Și îl cumpără. Nu se gândește la ce consecințe are el ca organism. Dar zice că e ieftin. Și arată bine, poate, că și asta da, n de ochi. Da, păi sunt, sunt, solarii sunt, care au solarii care cresc roșii în ghiveci și pun aromă de roșii în roșii. Deci ca îngrășământ îi da aromă de roșii. Pe ce aromă de roșii să-i dai? Dacă îi da roșii, dai aromă? Aia și toată, tot în, în ghiveciul ăla, cât are el 20-30 de litri, vin numai furtune cu toate chimicalele care le ia din tancuri care sunt asistate de calculator. Deci, până la urmă, pe floare vă veți axa. Da, da, da. da. În viitor asta vreau să, să, să renunț la legume și să merg pe flori. Și ce aveți în gând, așa, să, să ne mai arătați peste o vreme când vom veni aici? O să vă arăt uh, trandafirii când o să fie înfloriți, o să vedeți bujorii, o să vedeți crinii, o să vedeți dalile, o să vedeți gladiolele care acum se plantează. Noi vă dorim să aveți mult succes în munca dumneavoastră, pentru că, iată, arată și bine. Vă menține în formă, că bănuiesc că nu va mai întreba de sănătate cum sunteți cu sănătatea. Da, 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 e bine, da. Așa zice, că munca te nobilează, dar îți dă și din sănătate un pic mai mult. Păi ai grijă ziua de mâine, că trebuie să faci ceva. Și dacă începi astăzi trei lucruri și nu le termin, mâine ai, ai 3 plus 3. Așa, și efortul fizic nu face decât să ne arată că, iată, merge viața înainte și merge cu sănătate. Da, da, da. Asta e ce să facem. Mult succes! Vă mulțumesc, rumile! Georgiana, fica sa, asemeni multor români, a fost la cules de căpșuni în Spania, de unde a venit și cu experiență nouă în arta de a cultiva căpșuni. Își ajută părinții și îi place foarte mult viața ei la țară. Georgiana, suntem aici într-o frumoasă plantație pe care tu și tatăl tău, mama, fratele o întrețineți, dar am aflat că ai fost plecată, ca mulți români în Spania, la cules de căpșuni. Cum a fost? Povestește-ne puțin în experiența ta. A fost bine, am învățat multe lucruri, am învățat cum se întrețin căpșunile, cum se plantează, toată... Tehnologia de acolo. Tehnologia, da, da, da. da. O să puneți și voi aici? Da, o să punem și noi aici, o să facem. La fel, este muncă, dar se merită. Sunt soiuri pe care nu le găsești aici în România. Cum ți s-a părut acolo? Da, sunt foarte multe soiuri care nu le găsești și chiar mi-am notat și eu soiurile, numele, să le, să le plantăm și noi la noi. Erau mulți români și se merită să mergi acolo pentru a face mai mulți bani decât ai câștiga aici o lună, într-o lună? Sunt foarte multe românci acolo și se merită, se scot bani, dar depinde, să se nimerească sezonul așa cum trebuie. Totul este asigurat, cazare, masă, adică ți-a fost greu, poate greu că erau părinții departe, dar în rest? În rest nu, cazarea a fost asigurată, plăteam doar o întreținere și masa cumpăram noi ce trebuia. Vei repeta experiența asta? Da, mai repet. Mai repet. Până, se, până, punem și noi și ies pe producție căpșunile, mai merg. Și vreau o afacere ta aici? Da, da. da. Iată, stima asta spectator, că românii merg acolo, dar se întorc aici ca să pună în practică ceea ce învață acolo. Satul Rugi este unul din satele care aparțin comunei turcinești, iar primarul de aici spune că acolo toți sătenii sunt buni gospodari. Suntem de vorbă și cu primarul uh, Comunei Turcinești care ne-a adus aici la rugi, iată, la un gospodar, cum îi spun eu. Uh, bănuiesc că sunt mulți în comună da. și că v-a fost greu să identificați unul <laughs> pentru noi, dar cu siguranță ne veți mai duce și la alții. Uh, Ce-am găsit aici? Ce vă place cel mai mult? Deci, în satul Rugi e foarte interesant că aici e un sat care uh, era profilat mai mult pe pom și vie, dar văzând că în ultima perioadă desfacerea a lăsat de dorit în unele situații, Oamenii s-au reprofilat și s-au apucat de solarii. La început nu credeam că au început, unii au început chiar puternic cu solarii mai mari, nu pentru gospodărie. Aici munca în solarii și în partea tehnică se învață din mers, pentru că nu ia să nimeni învăța și nu, nu cred că e o școală ca să scoată chiar așa specialiști, dar se învață din mers. Spuneți-mi de ce mai toți iată, ridică problema apei. Chiar este o problemă cu apa aici la Rugi? A fost o problemă cu apa și mi-e teamă că în perioada de secetă va fi pentru că la Rugi pânza de apă este foarte jos și nu este stabilă. Iar sistemul de alimentare, care, de alimentare cu apă, de fapt, este prevăzut pentru consumul caznic. Aveți o zonă foarte frumoasă, o zonă de deal, cu mulți fructifer, cu multă viță de vie. Știți că se zice că în România pământul nu se mai muncește, că populația e oarecum îmbătrânită, că tineretul nu se mai duce la țară. Aici, la dumneavoastră, cum se prezintă de lucrurile? Vă spun că tineretul chiar se retrage la țară. Au făcut mulți tineri proiecte pe masuri europene 1.1.2 și 1.4.1. După cum vedeți, în jurul nostru nu vedeți niciun metru de pământ lucrat. Și cam în toată comuna este așa. La Rugi este o situație mai specială. Sunt niște... Și de fapt în toată comuna la noi n-a fost ceape și oamenii n-au fost învățați să le pice din cer. Deci oamenii din moș au muncit, sunt gospodari, se descurcă singuri, au învățat de la bunici, de la părinți, tehnologia de creștere a pomilor și a viței de vie. Agricol arabil este mai puțin, pentru că nu e un teren pretabil pentru culturii de porum sau grâu. Deci aici, în general, pom și vie și foarte mulți au început cu solarii. Dumneavoastră acasă aveți un solar, da, lucrați, știu că aveți timpul limitat, dar totuși vă place deci, munca e. și în agricultură? În agricultură, când eu mă duc acasă în două, trei ore cât am și eu timp după masă, am și zootehnie, am, ați văzut și apicultură, dar acolo mi-a preluat-o copii. Zootehnia mi-a rămas mie toată, că la zootehnie e puțin miros și unii mai fug de mirosul ăsta. Dar cât o uh, ai putea să merg și să lucrez, vreau să mănânc produsele mele. Solarul la mic pentru familie, dar ține aproape trei case. Uh, dar știu precis că mănânc produse ecologice și fără niciun fel de substanțe chimice sau îngrășăminte. Deci folosim și majoritatea oamenilor la noi folosesc gunoiul de graj. Pentru că fiind animale, eu de asta le spun că animalele nu trebuie să dispară. Dispărând animalele, automat trecem pe o agricultură cu chimicale care nu este bună. Chiar v-am auzit puțin mai devreme că îi spuneați domnului uh, Ionel că, uh, da, dumneavoastră nu veți renunța la roșie, la castravete, chiar dacă lui zice că se va axa pe producție de flori. Bine, el se axează pe ce merge la piață, pentru că asta e economia de piață, trebuie să, să produci ce să caută. Dar uh, fiecare își face pentru el uh, colțul lui pentru consum casnic. Ce spun oamenii din comună? Care sunt nemulțumirile lor vis-a-vis -vis de, de acest aspect de agricultură? Deci, singura nemulțumire este desfacerea, care la cireșe se cam rezolvă pe plan local, că obișnuii comercianți vin, iau cireșele de la poartă, o parte din cetățeni și-au luat mese și vând direct, dar majoritatea n-au timp să-și vândă, să stea, să piardă timp în piață. Sunt, în, de fapt, și am fost cu mai mulți în discuții de uh, a face o fabrică de uh, preluarea, prelucrarea fructelor. Uh, nu mă las până când noi vedea o realizată. Acum iar sunt pe un drum, am avut mai multe promisiuni, au venit și un italian, a spus că îi place, dar aștept să vină, nu știu, până în ultima perioadă n-am mai luat legătura, n-am putut să iau legătura cu el. Știi de ce? Că la toți li se pare destul de grea treaba asta cu documentele. Multe, multe la mapă. Sunt foarte, multe Sunt foarte multe documente și probabil și de asta unii pleacă, dar uh, sper să am acum o altă variantă, nu o spun până când nu se realizează. Da, deci, noi vom veni, vom fi prezenți. Desfacerea e cea mai importantă. În momentul în care va fi desfacere uh, oamenii să și extind cu plantații, cu solarii, cu orice, pentru că pot să-și rotujească puțin veniturile. Nu grozave din agricultură, nu se poate realiza un venit grozav de mare, dar oricum se suplimentează cele existente și se poate pot trăi decent. Având în vedere că sunt mulți spun, spuneți-mi dacă se întineresc ei, că majoritatea exploatează, dar puținii mai pun un pom de acela, de la pepinieră. Nu, pun în special aici la ruși, pe Cireș, se merge pe plantație clasică, altoist pe sălbatic, Oamenii fiecare am pun pomi. Acum s-a am încheiat că au înflorit și am pornit vegetația, dar nu există nu se altoiască, să se pună. Deci cum vedeți într-o plantație, uitați-vă, este un pom bătrân, lângă el e unul tânăr. Deci, Vă omul... că ați văzut, în păduri se taie și nimeni nu mai pune măcar un salcâm. Nu, nu, aici nu e pădure, aici e proprietăți individuale fiecare are limitată suprafața, este mai mică, într-adevăr, nu au oamenii suprafețe așa de mari cum sunt în dolci, dar uh, o suprafață de, să zicem, 15 ari de pomi, eu zic că produce mai mult decât 2 hectare de grâu. Și o ultimă întrebare, sunteți de mulți ani primar, arată comuna așa cum v-ați dorit dumneavoastră când ați preluat-o? arătat bine și înainte, eu zic că în ultimii ani s-au realizat multe lucruri, numai alimentarea cu apă cât face, s-au asfaltat multe drumuri și sper că în viitor să arate și mai bine. Succes Suntem mult! Suntem de oraș, Suntem vecini cu orașul, deja orașul în partea de sud a comunei se extinde spre noi. În satul turcinești pot să spun și în toată comuna. Avem gospodării care eu cred că sunt chiar mai moderne decât unele din oraș. Cu siguranță am văzut și noi. Mult succes vă dorim în toate realizările. Mulțumim și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dau întâlnire data viitoare într-o altă gospodărie. Bănuiesc că la fel de frumoasă!